mai vreau să mai vorbesc, că nu te suport. Oh. O, bine declarat. O, nu te-ai trezit bine? O, bine. Da, dacă nu te suport, ce vrei să fac? Puterea ei te va face bine. Ai puterea dragostei. Dacă voi considerați că trebuie descalificat vreun concurent... Uite-ne aici! La niște o te iau, când vreau eu, la niște o te fac. Puterea dragostei, puterea dragostei. Pot! Îmi pare rău pentru toate momentele în care te-am făcut să te simți aiurea. Cu toate astea, îmi doresc să trăim cea mai frumoasă poveste de dragoste. Hai că nu te-a pupat, Mariana. Băi, da, m-am pajărare de afară. Nu cred. Nu te-ai trezit bine? Păi da, dacă nu te suport, ce vrei să fac? Alexandra? Da, Alexandra, de ce? Ia, Alexandra, ce s-a întâmplat? Ai auzit ieri că s-ar putea să fii trasă la răspundere? Acum gata, l-ai dat pojar? Pentru ce să fiu eu trasă la răspundere? Păi ai zis că s-ar putea să fii și tu pedepsită, domnișoară. Eu? Da. Eu să fiu pedepsită pentru ce? Ai văzut pe filmările alea? Te-ai uitat ieri pe filmările alea? Erai și tu acolo sau nu? Da, indiferent de situație, atunci abia coborâsem. Nu contează, era în filmări. Atunci Leila m-a trimis pe mine să vă filmez. Eu zic să... Erai pe filmări, dragi. Eu zic să vă asumați. Eu ați fost toate acolo. Da, care au stat mai puțin. Alexandra, dacă te puiai în cameră și... Au stat toate. Bine. N-a stat jos. Ați venit doar jos să filmați. Dar cine a stat sus tot acest timp cât am fost noi jos? Eu am stat sus, dar am stat în cameră. Cine a stat sus? Nu, Codruța a stat sus. Dar indiferent de situație. Păi lăsați-mă cu de astea. Nu. Acasă nu mă interesează cine v-a chemat. Aia să plătească, draga mea. Eu am zis că eu am fost capul, da, care e problema? Tu, Maria, dar eu nu o să-mi iau vina pentru tot ce s-a întâmplat acolo. Da. Am venit omul cu ideea. N-are nicio treabă. Am venit omul cu ideea și am vorbit cu fetele, dar nu o să-mi asum tot ce s-a întâmplat acolo. Adevărat, asta așa e. Înțeles? Așa e. Bun, dacă erați deranjate, trebuia să vă duceți în cameră. Eu m-am plecat în cameră, bun. Cristian. Și Alexandra, vă încuiați, sunați la producție. Auzi, eu am sunat, vreau să vină producția să ia pe... A sunat Adriana. Uite cine-i sifonul.
Dar nu mă interesează, frate. Odată ce nu mă așteptam să veniți, era normal să mă sperii, nu? A, deci trebuia să te anunțăm. Hai, lasă că l-ai văzut deci, pe acolo. Păi doi ani trebuie să fie noastră, că nu te-am anunțat. Monstru de mare! Că fii și tu pregătită, nu? Îmi pare rău, dacă fii atentă. Dacă erai în telefon cu Leila în momentul ăla și intra Codrus peste tine și spune voi, a intrat Codrus peste mine, atunci puteți spune, da. M-a speriat, m-ați luat prin surprindere, am zis din greșeală. Dar din moment ce ne-ai văzut, ai vorbit cu noi, după care ai luat decizia să suni? Nu este adevărat! Nu! Când a ajuns Cristian, când a ajuns Codrus la ușa, Adriana a spus, o sun pe Leila. A mai stat un minut sau mai... Da, nici un minut n-a să-și stat revină din sperietură, a sunat-o nu? Pe Leila. Să-și revină din sperietură, dar nu? Dar i-am zis eu da, pentru că m-am băgat cu capul sub pernă când a venit Codrus în cameră. Eu i-am chemat, eu le-am deschis eu geamul ăla, au venit în casă, păi, când i-ați văzut, ați fost toate bucuroase, că îi vedeți, i-a urmat, ați dat din palme tot. Braia, sincer acum, mie mi-ar fi rușine să vorbesc în locul tău. Băi, Cristiane, vrăjala asta nici sor mea de 13 ani înghite. Te rog eu frumos, nu mai vorbi, Cristiane, lasă așa cum a picat. Diferența dintre mine și voi e că eu am cap, voi nu-l aveți. Oh, aveți capul degeaba. Nici măcar nu știați unde erați. Mai vorbiți? Măi, fetiță, tu vorbești. Eu? Tu eu vorbesc, da. Că eu te vorbesc. Fac râs aici dacă vin eu acum. Te fac, te fac să ieși pe ușă. În fiecare săptămână. Ai să ieși în față așa, în fiecare săptămână. Ce o să auzi așa de la domnișoara Cristina? Mădălina, check. Mădălina, check. Mădălina, check. Și vrei să zic de ce? Că m-ai enervat pe mine. Am zis-o de la bun început. Atât timp cât mai stau în casa asta, eu cu George nu o să mă văd niciodată. Se vorbea doar de Mădălina și George și situația lor. De ce simți voia să te bagi acum să adaugi? Păi că m-a pus pe mine într-o lumină proastă. Ce nu înțelegi? Cu ce? Vezi că eu vin și ți-au apărarea și tu acum vin și dai că vai, mă dau sfântă. Hai, lasă-mă! Băi, lăsă, dar nu-ți convenea de Codrus, să-l trimite acasă și gata. Sunteți în umbră toți, n-ați demonstrat nimic, vreți să vă mint. În umbră. Noi te scoatem în prim plan, că dacă n-am fi noi, ai fi mort acolo. Ai încălcat regula, acum am încălcat-o și noi. Adică, eu nu am încălcat nicio regulă, că eu nu am nimic ca pe ea. Auzi, dar noi trebuie să stăm în concurenții din afara emisiei. De ce nu l-a trimis pe Codrus jos? Exact. Bine, i-a zis că s-au ține acolo, Codrus nu pleca dacă îi zicea Alexandra, du-te jos. Are dreptate. Păi, nu reacționează așa pe doamnă. Da, nu, s-a încălcat tot, ai încălcat regula, Alexandra. Păi atunci, eu s-a încălcat. Ascultă-mă-ți atunci. Nu l-ai chemat pe comănici pe erare. Că tu n-ai nicio treabă. Și pe Codrus s-a închemat pe eu. Da, spune de ce ai chemat. Că vrut eu. Că vrut eu, da. Să faci mie fie? Ba nu, Maria, ce vă să-i facă? Băi, Alexandru, a fost noaptea de revelion. Maria, Alexandru, a fost noaptea de revelion, a vrut să veni să-i Maria, să-ți facă. Maria, nu m-ai chemat tu. Te-am chemat eu, Codruț. Nu. Vezi, nu minți. Vezi că nu. Nu minți. Vezi că nu. Eu v-am zis, dar bă, nu sunați pe nimeni, stăm frumos, ne petrecem și nu ne ducem în emisiune cu nimic. Exact. Da, mă, e așa că nu dacă ți-a plăcut, dar nu avem camere. Doi, ai venit jos, puteți să iei telefonul, să sun producția, să spun, bă, toți concurenții sunt sub supravegherea mea, stau cu ei, să nu facă vreo prostie, vă rog frumos să veniți producția cât mai repede încoace. Și nu spune asta nimeni nimic. Nu te-am auzit. Păi asta a fost și scopul vostru, că ați vrut să ieșiți basma curată. Asta a fost și ați trecut la basma curată cu tine. Am a stat toate acolo și ați vrut să ieșiți basma curată. Am fost basma curată, nu vreau să ieși. Maria, nu înțeleg asta. Am zis că a fost bine, Izabel. Eram toate acolo și după spusele lor, da. Trebuie să mă știe în cameră, că ele au nevoie de așa. Alexandra? Da, dacă era așa, trebuia să-i ții jos la tine, nu trebuia să-i ia. Dacă tu coborai da, frumos, sus. Nu, dar la etajul 1. Alex, Adriana, te-ai trezit acum să vorbești? Da, mă, mă trezesc când vreau eu. Ia dormi înapoi, da, că dorm, nu te-o trezi nimeni. Nu spune mie că dorm. Bun, tu ai stat cu Codruț, v-ați petrecut timp împreună. Am stat sus pe hol, da. Da, pe hol, doar voi doi și Adriana sau fără Adriana, da? Dacă se întâmpla să stăm toți acolo și să spui lucrurile pe care ți le-am zis, eu nu sărea nimeni în capul tău. Nu este adevărat, Cristian, nu aveți niciun drept separat, să săriți mie în cap, având în vedere că eu m-am trezit cu voi la ușă. Cu cine stau?
M-am luat de voi și în momentul ăla. Dar nu este vorba de asta, Alexandra. La voi în momentul ăla v-am spus că am sunat Alexandra, vorbește de altceva. Nu este adevărat că eu nu am sunat producția. Uite că află că am sunat-o. Bine, Alexandra, vorbește de altceva. Da, și eu i-am spus ei că Adriana avea telefonul în mână. Eu nu aveam telefonul. De ce l-ai sunat tu personal? Adriana avea telefonul momentul ăla. Pare rău, Adriana a sunat nu ocupată cu mine. Adriana a sunat nu tu. Nu mai încerca să dați acum contează care. Nu mai dați acum că sunteți aceeași persoană, că dacă vă spune cineva, vă spuneți că noi nu suntem la fel. Ascultă-mă un pic, că momentul înainte să o sune Adriana pe Leila, Adriana era în dubii, să o sune sau să nu o sune. După care i-am zis eu, ia și sună. Oricum erați conștienți toți că se află, nu știu de ce vă trageți acum și vă dați fiecare în spate că eu n-am fost. Erați conștienți cu toți că se află. Nu pe mine. Da, dar normal. Conștienți că se află. Că vor să mi asum ceva ce eu nu am făcut? Ai stat cu Codruț? Ai stat cu Codruț? Ai stat cu Codruț? Am fost în casă, dar eu nu Alexandra, e normal să stea cu el. Am fost Codruț în casă, sus, pe bol, cu tine. A stat sus, intre în camere. Un anumit timp, ai stat un anumit timp cu el, nu vreau să dau timp. Bă, eu n-am treabă, frate. Bă, Maria, trebuia să se închidă în camere și eu să cobor jos. Nu ați auzit? Că am zis că am stat cu el sus, la etajul 3. Păi da, asta nu înseamnă că ai încălcat regulamentul, să fii o pedepsită. Asta nu înseamnă că ai încălcat regulamentul. Ați înțeles chestia? Asta nu înseamnă că ai încălcat regulamentul. Așa zic, într-un fel are dreptate. În momentul are o persoană, dar e la mine. Și mă trezesc pe persoana. Da, îl trimis jos. Îl trimis jos. Și pleca. Păi atunci asumă-ți dacă e iubitul tău că ai stat cu el. Ai stat cu el cât ai stat? Ai stat cu el cât ai stat? Ce așa? Cum îți asta? Pentru că asta a fost o duciu în afara orelor de ce? Care este încălcare de regulament? Dar cum reacționați de așa? Da, exact. Poți să fii major? Cum să fie așa? Dați-mi și mie voi, ascultați-mi puțin, fetelor, să spuneți dacă sunteți de acord cu ceea ce zic. Vreau să spun ceva în apărarea tuturor fetelor care au participat la această acțiune. Toate fetele. Vreau să mă ascultați cu atenție. Doar băieți. Există o zicală veche din bătrâni. Prost nu e cel care cere, e cel care dă. În cazul de față, chiar dacă Maria i-a chemat sau i-a invitat și așa mai departe, Nicos, nu este, dăm voie, Nicos, iar mă întreb pe ce zic vorbesc. De ce greșești? Dăm voie, te rog. Suntem pedepsiți dacă ne petrecem timpul împreună. Nu contează că m-ai chemat tu. Adevărat. Din punct de dacă petrecem împreună, din punct de vedere competițional, nu faptul că stăm noi departe de familiile noastre. Nicos, adică... Lasă-mă să termin, te rog. Eu consider că din punct de vedere competițional, cei greșiți în toată situația asta sunt numai și numai băieți. Bineînțeles. Nu e adevărat. Acum ascultă-mă ce zic. Dacă eu mâine mă duc la hotel, cine e vinovat? Eu ies basma curată din asta, da? Nu. Toți suntem vinovați pentru că cu toți am petrecut timp împreună și cu toți. Dacă eu mâine decid să mă duc la hotel la băieți, să fac ce vreau eu, party, nu party, treaba mea. Ce înseamnă că eu nu sunt vinovată, nu am încălcat regulamentul. Maria, dacă îi dai tu un mesaj lui Comăniș de Revelion, aruncă-te în cap, să aruncă în cap. Dar n-are nicio treabă. Dar am vorbit cu toții. Nu are nicio treabă. Am vrut și eu, am vrut și el. Dar nu e în casă. Adriana, eu nu ți-au apărat ție sau lui sorta. Eu zic de toate fetele. Am vrut noi să-i primim. Am vrut noi să-i primim. Dar nu vreau ața. De ce se face atâta tamtam, atâta timp cât a spus? Eu i-am chemat. Eu le-am deschis eu geamul ăla, au venit în casă, păi, când i-ați văzut, ați fost toate bucuroase, că îi vedeți, iar ați dat din palme tot, ca să nu vorbesc de tine acum. Dacă nu plecau ei de la hotel, care era în acel hall și acum când veniți aici la televizor... Nu e stresantă, nu pot să am un dialog cu tine. Dacă ei nu plecau de la hotel, tu deschideai geamul degeaba, intrau țânțari. Bă, s-au mai făcut descalificări în trecut pentru concurenți. Și nu i-a întrebat nimeni. Voi nu înțelegeți ce vrea să facă Comăniciu acum. A mai făcut greșeala asta în trecut, când au fost la fete. Vrea să implice cât mai multe persoane, se simtă vinovat. Astfel încât să nu fie în afară. Dacă n-ați fi și voi, fetele Sanchi, vinovate, ar fi doar 3 băieți. Și 3 băieți ar putea producția să dea afară. Nu și ele vinovate. Nu doar ei. Nu e adevărat. Nicos, vezi că ele sunt vinovate. Da, mă, da, să dea afară. Am șanse mai mari la favorit. Asta este adevărul. Îl zburăm pe Comăniț și am eu șanse mai mari. Dar de ce atâta baramuc data trecută când am ieșit nu s-a întâmplat așa? Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.